Bună seara, așa cum v-am obișnuit, videoclipuri spontane cu ceea ce vine. Ceea ce o să vă spun acum, nu s-a mai scris în nicio carte, niciodată până acum, pardon, despre spiritualitate. A început ca să începe să gustați din starea voastră naturală, asta e spiritualitatea. Și asta poți să zici că nu-i. La început, cum v-am învățat, trebuie să stați în prezent. Sus, jos, stânga, dreapta. Bun. Când ai prezentul ăsta, sus, jos, stânga, dreapta, trebuie să te învăți să o comprimi. Ca și aerul. De exemplu, aerul. Când atingi prezentul, sunt tehnici, am tehnici pentru a atinge prezentul. Trebuie să te învăți după aceea să comprimi prezentul. Sus, jos, stânga, dreapta. Și apare situația asta. Când atingi prezentul. Ai comprimat tot aerul. Și atunci apare plenitudinea momentului prezent. Adică, ai luat tot aerul de aici, aerul s-a comprimat, aerul nu mai există când îmi unesc mâinile, s-a umplut, e plin. Începe să fie plin, începe să acționeze din plin. După ce ai prezentul ăsta, trebuie să te învăți undeva să te întorci spre ăsta. Să comprimi, că și astea sunt doar niște gânduri, ca un aer. Și gândul e ca un aer. Îl comprimi, și apare o stare peste toate stările. Și mai departe nu vă explic, pentru că e mult și până acolo. Deci la început trebuie să te învăț să vezi prezentul ăsta sus jos. E ca aerul să fii pregătit să comprime aerul și atunci apare plenitudinea. Plin. Aici, între mâinile mele, nu mai există aer între ele. Și apare plenitudinea. Acolo apar doar mâinile, nu mai am aer între ele. Și după aia mai departe. Ce vă spun eu acum? Nu s-a scris și nu știu dacă cineva mai poate să spună așa ceva. Trebuie să aibă trăirea în el. Ca să poată să vorbească așa ceva. Deci, dacă eu îți spun, anxietatea, depresia, confuzia se tratează, dacă eu îți spun că poți ajungi la starea ta naturală, despre care în viața asta mari maiștri au vorbit, iluminare, beatitudine, eu spus în toate formele, eu îi spun starea ta naturală. Dacă eu spun lucrul ăsta, tu nu trebuie să mă crezi deloc. Că
caută pe uneștitul mai bine. Caută îndrumători pe uneștitul. Fă ce vrei. Dar dacă ai căutat un jumătate de an, un an, doi ani, trei ani, vezi că nu ai rezultate, la ce mai merge? Deci, trebuie să pregătim teren. Prima dată trebuie să te învăț să vezi prezent. După aceea să începi să-l comprimi. Și mai departe. Vă mulțumesc pentru seara asta, e suficient. Cred că e prea mult ceea ce am spus. Ciao, ciao.